Șeful statului Claus Iohannis a ales să petreacă revelionul în aer curat de munte. Președintele României a petrecut ultima zi din 2018 în cel mai sănătos mod posibil. A mers la schiat pe pârtile din Păltiniș. Dotat cu clăpar și costum de sport, Iohannis a fost fotografiat de fani foarte zâmbitor. Oamenii l-au surprins pe șeful statului în plină acțiune pe pârtie. Turiștii care petrec revelionul la munte, tineri sau adulți, au profitat de moment și au făcut poze alături de primul om în stat. Fotografiile au devenit venit virale pe internet. Dacă șeful statului s-a distrat la munte făcând sport înainte de intrarea în 2019, șeful Camerei Deputaților Liviu Dragnea a trecut în 2019 în brațele iubitei sale. Liviu Dragnea și Irina Tănase au petrecut noaptea dintre ani în țară și s-au fotografiat împreună. Doar două poze au fost postate de Irina pe contul său de Instagram. Dragnea și Tănase sunt încă în țară, deși șeful PSD și-a luat concediu cu destinația Insulele Maldive în prima lună din 2019. Un an care se anunță dificil pentru liderul PSD. Vin alegerile parlamentare și prezidențiale, dar vor curge și termenele în procesele în care Liviu Dragnea este judecat pentru fapte de corupție. Dragnea are și o condamnare cu executare pe care a contestat-o. Luna ianuarie vine cu o mulțime de concerte în capitală, cântărețul Michael Graves a fost...